Rareș are 18 ani. Este elev în clasa 12-a și chiar dacă urmează examenul de bacalaureat și admiterea la facultate, nu a stat pe gânduri și a venit în centrul Craiovei hotărât să doneze sânge pentru semenii care au nevoie. Este prima oară când donez, sincer să fiu, dar plănuiesc să-mi fac un obicei din asta, pentru că de ce nu e un act de normalitate până la una alta. La centrul mobil de donare din piața Mihai Viteazul s-au prezentat în doar 5 ore aproape 50 de persoane dornice să doneze sânge. Sunt donator vechi și consider că e foarte important să ajutăm semenii noștri să salvăm vieți. Ați avut situații deosebite în familie? Ați avut nevoie de sânge pentru persoane diferite? Nu, dar am ajutat prieteni care au avut accident. Fiecare ajută pe celălalt cum poate. Ca s-ar putea într-o zi să aibă copilul meu nevoie de sânge și e ceva super, e ceva fantastic. Trecând acum pe aici în oraș, am văzut și am vrut să donez și eu și am fost refuzat. De ce? Pentru că vârsta trebuia să fiu mai tânără. Ați donat până acum vreodată? Da, am mai donat, cred că de 2 sau de 3 ori. Surprinzător, donarea de astăzi a avut succes comparativ cu colectele mobile care s-au mai făcut în Craiova. Anul trecut, de exemplu, autobuzul a stat o lună de zile aici, în centrul orașului, în luna iulie, și s-a organizat donarea în 4 zile. În 4 zile am avut 20 de donatori. Astăzi am avut 24 de donatori și sunt 12 respinși. Persoanele respinse temporar la această donare sunt așteptate să revină la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Craiova, acolo unde media zilnică a donatorilor eligibili este de 45 de persoane, în timp ce numărul solicitărilor din partea spitalelor este de 2 ori mai mare. Deficitare sunt grupele sanguine cu RH negativ, dar fiecare unitate de sânge este valoroasă și salvează vieți. Cele mai multe solicitări zilnice de unități de sânge vin de la secțiile de hematologie, oncologie și chirurgie. Pentru a crește numărul de donatori, Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Craiova a desfășurat în acest an 30 de colecte în alte locații, dintre care 7 în mediul rural.